Serialul se învârte în jurul vieții extraordinare a unei fete de 16 ani numită Juan Momo, care iubește extraterestrii, spațiul și marea. Ea locuiește cu mama ei, tatăl vitreg și fratele vitreg Yu Shen. La început o vedem pe Momo stând pe o barcă împreună cu prietenii ei Jinjing. Jinjing încearcă să o încurajeze pe Momo să nu mai fie tristă și mohorâtă. Mergem în trecut cu o săptămână. Mama lui Momo intră în camera ei și oprește alarma telefonului mobil în timp ce își trezește fica. Îi reamintește că profesorul lui Momo a sunat-o frecvent pentru că întârzie mereu la școală. Momo se pregătește în grabă pentru școală în timp ce mama îi strigă și după Yu Shen, fratele ei vitreg, să coboare jos pentru micul dejun. Momo iese din camera ei și își pune repede pantofii de școală. Mama cu siguranță nu o poate lăsa să plece fără să mănânce micul dejun, așa că îi dă 10 yuan să mănânce ceva pe drum. Momo este de acord și ia banii și pleacă din casă. Pe drum spre școală, Momo merge citind o scurtă istorie a lumii și bea cafeaua pe care a cumpărat-o. În același timp, trei fete din clasa ei cu stilul lor pretențios trec pe lângă ea și îi iau imediat cartea pe care o citea Momo. Ele o iau și peste picior pe Momo, care probabil credea că cititul cărților ar fi plăcut băieților. Ele o hărțuiesc spunând că doar o ciudată ca Momo ar putea citi o carte atât de plictisitoare ca să se facă mai valoroasă în ochii băieților. Momo le roagă să-i returneze cartea și spune și că ele nu ar înțelege cartea. Auzindu-i cuvintele, Li Feng, șefa hărțuitoarelor, devine iritată și toarnă imediat cafeaua pe cap lui Momo. Mai mult, Li Feng, încă nemulțumită de deranjarea bietei eroine, îi ia deliberat lui Momo geanta și aruncă tot conținutul pe podea înainte de a o lovi cu piciorul. Acum, mulțumite, hărțuitoarele o numesc pe Momo o prostănacă care are tupeul să-l placă pe Yi Hailan, cel mai popular băiat al școlii. Momo poate doar să se așeze în genunchi în timp ce își șterge ochii ca să nu plângă. În același timp, Yi Hailan și prietenul lui trec pe rolul pe lângă ea. El ajunge să o lovească pe Momo în drum. Hailan, arogantul, este iritat că a dat peste Momo și chiar o mustră pentru că nu a fost atentă. Unul dintre prietenii lui Hailan spune că Momo trebuie să fi făcut-o intenționat, deoarece are o pasiune imensă pentru Hailan. Momo neagă rapid că l-a lovit intenționat, dar lui Hailan nu-i pasă deloc și pleacă imediat fără nici măcar să o ajute să se ridice. Din cauza acestui incident, eroina noastră ajunge în clasă târziu. Profesoara o mustră imediat pentru că vine iarăși târziu, iar aceasta a fost a cincea oară în această lună. Profesoara nu așteaptă răspunsul lui Momo și în schimb îi spune să prezinte temele de ieri. Momo scoate ezitant temele. Din păcate, hârtiile ei sunt toate distruse din cauza hărțuitoarei Li Feng. Văzând temele lui Momo în acest fel, profesoara se enervează și mai mult și îi spune să stea afară până la sfârșitul orei. Este în sfârșit pauză și Hailan iese din clasă ignorând-o pe Momo. Între timp, hărțuitoarele continuă să o chinuie pe inocinta noastră eroină. Scena trece apoi la terenul de basket unde Hailan, omul complet al școlii, joacă un meci de basket. Toate fetele din școală îl încurajează. Aici ne este prezentat un alt personaj principal, Ki Shan, capitanul echipei de majorete. Între timp, Momo este ocupată să facă poze lui Hailan jucând. În ziua următoare, la oră, profesoara anunță că peste o lună va separa clasele în funcție de rezultatele examenului. Diviziunea clasei va fi bazată pe rangul lor, așa că speră că toți să învețe din greu. Auzind anunțul, Momo devine anxioasă pentru că nu este bună la învățătură și se teme că ar putea fi în clasă cu Hailan, liderul clasei. În acea seară, Momo ia cina cu familia la un restaurant. Mama și tatăl ei sunt fericiți pentru că afacerea lor merge bine și fac mult profit, de aceea își permit o masă atât de mare. Și din cauza asta îi întreabă ce își doresc Momo și Yu Shen. Fără să stea pe gânduri, Yu Shen cere imediat să cumpere un computer nou. Între timp, Momo, determinată să fie în aceeași clasă cu Hailan, cere să meargă la meditații. Tatăl ei vitreg este de acord imediat și chiar spune că toți banii vor fi dați pentru meditații lui Momo. În mod surprinzător, aceasta îl enervează pe Yu Shen, iar el începe să protesteze pentru că tatălui a avut grijă mai mult de Momo decât de el. Se întreabă și ce este atât de grozav la mama lui Momo, deoarece era doar o mătușă dintr-un județ mic care a dus-o chiar și pe fiica ei cu probleme mentale. Auzind asta, Momo se enervează și lovește pe Yu Shen, dar el o împinge cu brutalitate. Ajung să plece de la masă și să se întoarcă acasă separat. După ceartă, Momo merge direct în cameră și își încuie ușa. Plânge și scoate cutia secretă. Cutia are un model spațial, iar în interior sunt poze cu extraterestri. În timp ce plânge, vorbește singură și spune că în această lume vastă trebuie să existe cineva care să o înțeleagă, doar că sunt foarte departe, poate la sute de milioane de ani lumină. În acel moment, primește un mesaj de la Jingjing, care trimite un articol despre un om numit Liu Gusheng, care capturează extraterestri. Liu Gusheng este un cercetător de extraterestri care lucrează ca șef al departamentului de laborator pentru cercetarea oamenilor anormali. Momo citește articolul și nu crede că Gusheng poate prinde extraterestri. După părerea ei, extraterestrul pe care l-a capturat este extraordinar de puternic, deci cu siguranță ar distruge un muritor ca Gusheng. În ziua următoare la școală este rândul lui Jingjing și al lui Momo să fie radiodifuzorii școlii. După discursul de bun venit, Jingjing pune melodie pentru toată lumea să asculte. Apoi fetele discută
despre sentimentele lui Momo față de Hailan, fără să realizeze că microfonul era pornit. Momo îi mărturisește că Hailan continuă să o ignore și ea nu îndrăznește să-și mărturisească sentimentele pentru el. Jingjing îi ține imediat o lecție, încurajându-și cea mai bună prietenă să-și mărturisească sentimentele. Deoarece microfonul este încă pornit, întreaga școală aude mărturisirea lui Momo. După un timp, Jingjing primește în sfârșit un apel de la un prieten menționând că nu a oprit microfonul. Panicat îl oprește imediat, dar este prea târziu. Rușinată, Momo fuge din încăpere. Mai târziu, Jingjing face o vizită la casa lui Momo și îi spune să-și mărturisească oficial dragostea față de Hailan direct. După multe încurajări, Momo este de acord și decide să se apropie de adevărata ei iubire. În continuare, eroina noastră merge la sala de jocuri unde Hailan lucrează part-time, dar din păcate lor respingere venind în prezent. Momo și Jingjing sunt în mijlocul mării, vorbind despre cum lui Hailan nu-i pas deloc de inocenta noastră eroină. Stresată, Momo decide să se arunce imediat în mare cu instructorul. În timp ce este în mare, ea aude o voce care pare să o cheme pe nume din adâncuri și chiar vede un fulger. Din curiozitate, Momo se scufundă din ce în ce mai adânc, lăsându-și instructorul în urmă. Ea se apropie de fundul mării și găsește un obiect care strălucește foarte puternic. Când ține obiectul, corpul este acoperit brusc de lumină și nu mult după aceea își pierde conștiința. După ce a leșinat pentru o vreme, Momo își deschide ochii care acum strălucesc. Ea înoată imediat la suprafață, iar Jingjing este foarte fericită să-și vadă prietena revenită. Cu toate acestea, eroina noastră arată complet diferit. Ea nu mai este fețea inocentă și veselă ca înainte. Creierul este ca un computer în timp ce procesează toate informațiile care există în jurul ei. Dar din cauza schimbării recente în corpul ei, Momo cade din nou în inconștiență. Între timp, suntem duși într-o casă cu echipamente ciudate unde o persoană îmbrăcată într-un halat de laborator alb se apropie de Lin Guosheng și îl informează că anchetele privind cercetarea lor continuă. În altă parte, Momo inconștientă se duce la spital și se face o scanare MRI. În timp ce doarme, ea visează la trecutul ei. Este dezvăluit apoi că un general extraterestru numit Abu Dori de pe planeta Scorpius a preluat posesia corpului Momo. Din cauza unei invazii inamice pe planeta ei natală, ea a intrat într-un somn adânc sub mare și când Momo a ținut obiectul strălucitor care conținea sufletul lui Abu Dori sub mare, extraterestrul a intrat în corpul ei. Apoi, Momo se trezește și imediat iese din mașina MRI. Ea împinge apoi medicul și merge pe acoperișul spitalului. Acolo ea stă pe marginea acoperișului și își întinde brațele larg, primind energia soarelui. De nefericire, nu funcționează pe pământ, iar ea află și că puterea ei mentală se scurge în prezent. În acel moment, medicii și paznicii ajung pe acoperiș și o conving imediat pe Momo să coboare de pe marginea acoperișului, gândindu-se că ea ar putea face ceva necugetat. Momo, care este posedată de extraterestru, este surprinsă să vadă comportamentul oamenilor de pe pământ și nu înțelege deloc. Ea coboară de pe marginea acoperișului și vede un doctor administrând o injecție conținând un sedativ. Cu puterea ei, Momo poate vedea conținutul injecției, astfel că o evită imediat. În acel moment, părinții ei ajung la fața locului și ceartă pe medici și pe paznici pentru că i-au speriat fica. Din cauza pierderii de energie, Momo leșină din nou. Între timp, Guosheng are un bărbat legat în scaunul său ciudat. A capturat cu succes un alt extraterestru. În scena următoare, Momo este din nou conștientă și este ținută în salon. Ea observă că are un cater în mână, astfel că imediat scanează conținutul acestuia. Într-un fel robotic, ea îi spune părinților că conținutul acestei ape infuzate conține doar 0,9% sodiu și 0,3% potasiu, ceea ce nu este eficient pentru corpul ei. Părinții ei sunt în mod justificat îngrijorați de ea, deoarece Momo, odată veselă și plină de viață, transformată într-o persoană foarte rece cu o voce ciudată. Mai multe nici măcar nu știe cum să mănânce, îngrijorându-i și mai mult pe părinții ei. Dar când Jingjing o vizitează pe Momo și dă o înghețată, ea o devorează imediat. Apoi Momo se simte rău și se întreabă ce se întâmplă. În replică, Jingjing îi spune să meargă la toaletă să se elibereze. Când Jingjing își dă seama că Momo chiar a uitat cum să folosească baia, ea devine îngrijorată. Apoi Momo bea apa de la robinet din baie și se uită la reflexia ei în oglindă. În acest moment le vedem pe adevărata Momo și pe Abu Dori care a posedat corpul ei. Extraterestrul îi explică apoi eroinei noastre că este Abu Dori care a venit de pe planeta Scorpius pe această planetă albastră. Ea a așteptat-o pe Momo timp de 200 de milioane de ani sub mare. Momo întreabă de ce i-a strigat numele din adâncurile mării. Extraterestrul spune că sunt parte una din cealaltă și că rolul lui Momo în această lume era să vină și să o trezească pe Abu Dori. Cu 200 de milioane de ani în urmă, ea a plasat o parte din puterea ei în strămoșul rasei umane. Odată ce știința și tehnologia planetei albastre s-au dezvoltat, ea a fost trezită. Această putere a trecut prin corpurile a milioane de oameni. Acum puterea este în corpul lui Momo. Deci, în concluzie, Abu Dori și Momo sunt aceeași persoană, doar că din perioade și ere diferite. Momo cere apoi ceva înainte de a dispărea. Ea speră ca extraterestrul să preia viața ei obositoare și să-și protejeze mama și să iubească și un băiat numit Yi Hailan, așa cum a făcut și ea. După aceea, Abu Dori, care se află în corpul lui Momo, iese din baie. Acum Momo a dispărut oficial și a fost înlocuită de Abu Dori, ceea ce înseamnă că
Abu Dori a devenit Momo în această lume. Câteva zile mai târziu, Momo este în cel din urmă lăsată să meargă acasă, unde este întâmpinată cu căldură de familia ei. În acea noapte, Momo se trezește dintr-un coșmar. Ea stă imediat în fața oglinzii și hotărăște că de data aceasta trebuie să se gândească la o modalitate de a se întoarce pe planeta ei. Cu forța ei, Momo scanează propriul corp și vine cu cel mai rațional plan de îmbunătățire a puterii pentru corpul său actual. Ca o mașină de lucru, corpul ei începe să dea sugestii pentru a-și crește musculatura și masa. Momo face imediat îmbunătățiri la corpul ei și reușește să ardă 15% din forța ei în timpul procesului. Curând după aceea, Momo este șocată deoarece află că doar prin creșterea redusă a unor lucruri pentru corpul ei, forța ei este arsă cu 15%. Și odată ce forța ei termina de crescut, Momo arată și mai diferit. Arată mai puternică. Între timp, Gojeng și bărbatul lui încolțesc un cuplu de extraterestri. Pentru a-și salva partenera, extraterestrul mascul se predă și câștigă suficient timp pentru ea să fugă. Într-o noapte, Momo împrumută un laptop de la fratele ei și folosește puterea ei pentru a trimite cumva un mesaj prin satelit către planeta ei natală. Din păcate, nu funcționează. În dimineața următoare, Jing vine la casa lui Momo și o învață cum să folosească un laptop. De asemenea, o învață cum să folosească camera pentru a înregistra videoclipuri. După aceea, Jing anunță că va aduce tema din clasa lor pentru săptămâna aceasta, deoarece se pare că Momo se recuperează după incidentul de la scufundări și nu a mai fost la școală de atunci. Momo răspunde imediat că nu va face temele și nici nu se va întoarce la școală. Jing este imediat invidioasă, deoarece este bine să fii Momo, care nu trebuie să facă teme și nu trebuie să meargă la școală. Și de asemenea, mâine vor trebui să facă antrenamentul militar, care va fi foarte greu. În mod surprinzător, când Momo află despre antrenament, ea spune imediat că se va alătura. Jing este evident șocată pentru că vechea Momo ura exercițiile fizice. A doua zi, toți elevii se adună la școală și cu autobuzul merg la tabăra de antrenament. Când ajung la locație, ofițerii militari dau semnalul cu fluierul pentru ca toată lumea să se adune și să se alinieze. După ce se face apelul, elevii se schimbă în haine militare și continuă cu practica de tragere. Într-o clipă, Hailan folosește toate gloanțele și termină primul. Cu aroganță se îndreaptă spre Momo, care și atrage și cu prefecătoria lui îi spune lui Momo să-i dea pușca lui. Spune chiar că focul de pușcă este prea puternic și că o slăbănoagă ca Momo nu ar putea trage. Momo, extraterestru, nu reacționează și trage imediat toate gloanțele. După ce termină, aruncă pușca goală către Hailan și pleacă. Mai târziu, antrenorul citește rezultatele tragerilor. Spre surprinderea tuturor, scorul de tragere al lui Momo este cel mai mare, 100 de puncte, adică a lovit toate țintele corect. Mai târziu, Momo continuă să uimească pe toată lumea în diferite exerciții militare. Ea chiar depășește recordurile ofițerilor prezenți acolo. Șeful armatei este evident impresionat de rezistența și abilitățile acestei tinere. Între timp, Gosheng prinde o altă bătrână extraterestră cu ajutorul extraterestrului masculin, Li Rong, pe care îl prinsese mai devreme. Îi promisese extraterestrului că va fi cruțat dacă lucrează sub comanda lui Gosheng. Vânătorul de extraterestri extrage apoi puterea mentală bietei bătrâne, omorând-o instantaneu. Acest lucru îl devastează pe extraterestrul masculin, iar el își închide ochii simțindu-se vinovat. Li Rong cere promisiunea lui Gosheng să fie eliberat, dar vânătorul de extraterestri și Ret refuză, deoarece bătrâna și Li Rong vin de pe două planete diferite, puterea lor mentală trebuie să fie și ea diferită. Dacă le eliberează pe Li Rong, atunci ar fi la fel ca și cum ar pierde specimenul său. Când Li Rong continuă să protesteze, el este de asemenea lipsit de puterea sa mentală. Din păcate, nici puterea mentală a lui Li Rong combinată cu cea a bătrânii nu poate umple micul flacon pe care Gosheng îl are în posesie și din acest motiv el vrea să găsească mai multe victime. Mai târziu, Gosheng face cercetări și află despre Momo, așa că urmărește în tabăra militară pretinzând că își repară mașina. Când Momo trece pe lângă el, îi lovește intenționat cărămizile care susțin vehiculul său, iar mașina cade. După aceea, el țipă de durere. Când Momo aude strigătele lui, se întoarce imediat, ridică mașina și îl scoate pe Gosheng. Gosheng apoi confirmă că și ea este un extraterestru cu superputeri. În acea noapte, Momo începe să se înregistreze cu o cameră de laptop pentru a-și ține jurnalele zilnice pe pământ. A doua zi, în timpul pauzei, Hailan este în cantină, luând prânzul la aceeași masă cu Li Fang și Kishan. De la masa lor îi pot auzi clar oamenii vorbind despre abilitățile actuale lui Momo. Lui Li Fang, evident că nu-i place și spune cu voce tare că Momo este doar o persoană care își caută faima și își amintește cum a fost recent respinsă de Hailan. Ea merge mai departe și menționează că o fată ca Momo, care se comportă prea bărbătește, nici măcar nu va fi plăcută și dorită de bărbați. Cu lipsă de respect, Li Fang își aruncă chiar și găluștele către Momo și îi spune să le ridice și să le mănânce. Momo încearcă să fie răbdătoare, ignorând hărțuitoare, deși este evident foarte furioasă. Când Li Fang continuă să strige, eroina noastră în cele din urmă izbucnește și o apostrofează pe Li Fang, spunându-i că nimeni nu ar trebui să îndrăznească să-i vorbească așa. Hărțuitoarea ripostează, reamintindu-lui Momo cât de speriat obișnuia să fie de ea. Momo nici măcar nu ar îndrăzni să scoată cel mai mic sunet dacă Li Fang ar fi în jur. Când cearta ajunge la un punct culminat, Kishan și Hailan intervin în cele din urmă și spun lui Li Fang să înceteze să o trateze pe Momo în felul acesta. De acum încolo, Li Fang încearcă să o atace,
atace pe Momo pe la spate folosindu-și tava de mâncare. Cu acestea, datorită reflexelor sale rapide, eroina noastră o lovește pe Li Feng și chiar îi pune gălușca pe care Li Feng a aruncat-o mai devreme în gură atât de tare încât hărțuitoarea cade la pământ. Rușinată, Li Feng țipă de frustrare că a fost umilită astfel în public și acesta a fost tot serialul, poate o să apară și sezonul 2.